Salutare tuturor și ne-am găsit la un nou episod din Neighbors Back From Hell. Am fost foarte impresionat de toată susținerea de la episodul anterior. Am strâns o grămadă de like-uri, m-ați rugat mulți dintre voi să mai facem un episod cu tipul acesta și cu vecinul. Nu mai știu cum îl chema, misterul, ok, papagalul lui. Și foarte mulți dintre voi ați spus că v-a plăcut foarte mult jocul și ați vrea să îl terminăm. Nu știu sigur dacă îl vom termina, dar vedeți sigur că mai apare încă un episod. Depinde foarte mult și de susținerea voastră, dar momentan mergem mai departe și vedem, poate îl vom termina. Bun, The Oil Spall Sports. The neighbor is a football fan except when children kick their ball through his kitchen window. Deci vecinul este un fan al fotbalului, mai puțin când copiii aruncă mingea pe fereastră. Bun. Ia că avem aici o geantă din aia de sport. Bowling bag. Și trebuie să facem din astea. Trebuie să luăm o de asta de bowling. Sunt curios ce s-ar întâmpla dacă am luat altceva. Ok, deci vin copilașii cu mingea. Ia, vreau să văd cum le arunc aia. Ia. Și dispare efectiv. Ok. Ciudat, deci dispare. Era fain dacă... Gen, nu dispărea, dacă o vedeai căzând, era mult mai fain. Dar, din păcate, dispare. Avem aici mingea de bowling. The bowling is very heavy, deci este foarte grea, evident, pentru că este o minge de bowling. Mi-ați spus unul dintre voi în episodul anterior că aici ar fi niște numere de telefon, pentru că e fix lângă telefon, da, la asta mă gândeam și eu, ori facturi, ori numere de telefon. De asemenea, mi-ați zis voi în comentarii și n-am observat în timp ce jucam, dar am observat atunci când editam episodul că mi-a sărit ceva din ochi în timp ce mă jucam. Și anume faptul că, stați așa să punem noi aici, tu aici, bun. Și anume faptul că în momentul în care sunt farsele, este un buton în partea asta unde poți să dai skip la cinematică. Cred că trebuie să dau click aici. Cum pun asta? I don't think my neighbor will come this way. Vecinul nu va veni până acolo, am înțeles. Ok, nu e nimic aici. Vine la... Ok, deci trebuie să îl pun în bucătărie. Neapărat. Ia! 5-5. Ăsta e numărul vecin. Aoleu, nu-mi spune că trebuie să-i formez numărul. Aoleu. În primul joc nu trebuia să formez. Zi-mi, te rog, că nu trebuie să-i formez numărul. Aoleu. Uuliu. Nu-i bine. Nu-mi place. Bine, poate nu este chiar așa. Vom vedea, trebuie să pun unul aici, fiindcă el nu va trece pe acolo. Bun, hai aici și să vedem. Deci, telefonul. Așa, am luat telefonul. Nu știu sigur dacă va trebui să-i formez numărul. Iar am uitat să iau de aici. Trebuie să iau markerul. Nu face nimica. Aici cred că era acel ou. Da, e într-adevăr, și brânza mucegăită pe care o punem la floare, fiindcă el va mirosi floarea. Nu încă, stai. Acum, repede. Nu vreau încă să-i fac farsele, vreau să le combin cât mai bine. Și pentru asta, deci avem markerul, da? Trebuie să mă gândesc foarte bine cum vreau să fac farsele astea. Va trebui să-l aștept să treacă. Nu știu exact cum trebuie să-l sun. Deci telefonul poate fi folosit ca să-l distragi pe vecin. Ok. Bun, deci el a aruncat. S-a enervat, țipă la ei și acum se va duce jos. Bun, hai să punem cu ocazia aceasta oul. Știți care? Nu prea-mi place treburile astea, dar punem aici. Hai, repede. Pune asta. Repede. Și fugi. Așa. Bun, și acum, știți ce? Hai să-l lăsăm să facă. Aha, și acum pot să îl văd și-a prins mâna. Și eu pot să apăs aici ca să mă las să mă întorc la mine. N-am observat asta în episodul anterior. Ok, îl lăsăm să facă farsele astea, toate trei una după alta. Și după aia ne vom ocupa de restul. Ca să ne ocupăm de restul, intrăm în dulap, da? În primul rând intrăm în dulap. Și lăsăm așa. Bun. Deci el o să se enerveze aici destul de tare. Așa, a văzut acolo că i-am urățit cuptorul cu microunde, acum o să alunece. Op! Asta doare, mai ales pentru...
Ok, mai ales pentru un om bătrân, asta vă garantez că doare foarte tare să pice așa pe spate, nici n-aveți idee. Dar, oricum, el acum o să arunce mingea, o să țipe la copii. Nu mai aruncați mingea aici, copii obraznici, vă sunt părinții. Ok, el va veni aici, va mirosi iarăși planta, după aia o să pregătim farsele de jos, deci trebuie să pregătesc planta și tabloul. După aia mă duc aici. Și atunci când aruncă copiii aia pe fereastră, eu trebuie să îl chem. Da, ok. Nu face nimic, ne descurcăm repede. Bagă viteză, Woody. Hai, Woody. Nu. Pune, așa. Nu știu sigur dacă eu trebuie să formez numărul. Nu, sună-l. De ce nu a mers să-l... M-a prins. Aoleo, nu! M-am aruncat, dar de ce nu merge să-l sun? Mi-a stricat. De ce nu am mers să-l sun? Cum trebuie să-l sun? În jocul original doar apăsam pe el, oare trebuie să dau click dreapta? În jocul original doar apăsam pe telefon și suna automat. E, aia e. Na, din păcate nu mai sunt atât de bine combinate farsele, dar n-avem ce să-i facem. Nu a mers, nu știu cum trebuie să-l sun. Oare trebuie să apăs acolo unde e numărul de telefon? Oare? Nu știu, vedem. Deci el a șters tabloul. Așa, am mirosit aia, foarte urât. Și s-a dus la baie. Aoleo, și baia e înfundată. Tărăcuțul vecin. Glumesc, nu ne pasă de vecin, este un om rău. În rest, cred că ar mai trebui să mai fie două farse. Da, două farse. Bun, două farse să fie. Așa, acum el vine să repare floarea, am înțeles. Bun, a reparat floarea și acum se duce iarăși la pian. Hai să vedem, deci oare trebuie să dau cu ăsta pe acest scris? Ia, ce scrie aici? Nu spune nimic. Asta e un număr de telefon american. 555 și nu știu ce. Încercăm să dăm cu telefonul aici. Da, uite, merge. Aha, deci așa trebuie făcut. Ok, și acum eu îi pun asta repede aici. Și fuge vecinul. Repede, telefonul! Cine e acolo? Mi-am făcut o farsă la telefon. Ha, super. Clasicele farse la telefon, dragilor. Deci nu am observat, adică n-am observat butonul ăla din dreapta jos când mă jucam, l-am observat când editam videoclipul și mi-ați spus și voi în comentarii de butonul acela. Bun, și asta e ultima farsă. Pam, pam, pam. Auci. Asta a durut. Bun, super. Am terminat și nivelul acesta. Și-a rupt spatele și acum trecem la nivelul următor. Sunt curios dacă luăm trofeul. L-am luat, super! Nu știu exact pe ce principiu iau trofeul, dar certe că l-am luat, 20.000 de puncte. Nu știu sigur dacă-i scor record, dar oricum avea și mai multe farse, că depinde... Nivelul ăsta nu-mi place deloc, e foarte greu în nivelul acesta să iei un scor mare. Pentru că trebuie să unești farse. Avem un coș de gunoi! De fapt era și în prima... uite aici o sticlă de lapte. Ok, este foarte, foarte diferită. Unde e el? Aici, ok. Acum cartea e pe raft. Ok, e de altfel decorată harta. Îmi place. Avem planta, dar aici nu cred că mai facem nimica cu planta. Wow, câte iteme. Deci avem asta, care e pentru curățat pantofi. Să facem pantofii mai negri, mai arătoși. Ia, putem să luăm ceva de aici? Ia că putem să luăm ceva. Aha, deci nu mai avem raftul ăla de sus. Că din raftul ăla de sus de obicei luăm astea. Bun, cam atâta momentan. Hai să mergem puțin aici, că vecinul o să se ducă să-și pună apă în cadă. Să îi pregătesc... Nu, încă nu. E dificilă... Ia că trebuie să luăm ceva. Cred că trebuie să luăm sticla aia goală. Uite, sticla goală trebuie să o luăm ca să punem apă în ea. Apă de la toaletă. Așa, super. Bun, am luat sticla. De aici nu mai avem ce să luăm. Așa, și cred că luăm de aici un ou. Da, o să fie foarte greu să-i fac combo-uri aici. Foarte, foarte, foarte greu o să fie. Dar în primul și în primul rând mă duc jos. Să... Nu cred că o să reușim să luăm un scor chiar așa mare aici. Pentru că, na, e foarte dificilă harta să faci combo-uri. Dar măcar vreau să umplu... De ce nu pot să dau în dreapta? Așa. Vreau să iau această sticlă să o umplu.
cu apă. Îmi place foarte mult grafica, e super drăguță. Aha, și uite cum se vede. Deci e o sticlă cu apă de baie și o să-i punem în loc de lapte, apă de baie. Ok. Scârbos, dar asta e. Deci nu o merită. Acum el va face baie, va trebui să-l aștept puțin. Va trebui să-l aștept puțin. De ce? Nu vreau încă să-i pun farsele de aici, fiindcă cada lui va fi goală. Da, deci cada lui o să fie goală. Nu vrem să fie goală cada, deci asta înseamnă că va trebui să-l așteptăm să facă baie. Va trebui să-l aștept să treacă iarăși prin toată schema asta și abia apoi, după ce pornește cada, abia apoi o să-i fac... Sunt curios cum o să arate cu... Că știți că chestia aia cu mult... Că îl transformăm în Yeti și după aceea îl facem negru. Sunt curios cum o să arate. Dar în primul și în primul rând, trebuie să îl aștept. Da, trebuie să îl aștept să dea drumul din nou la apă. Ca să ne putem face treaba. O să stau în dulap, momentan. Momentan voi sta în dulap. Și vedem după aia. Ok, el citește, toate bune și frumoase. După aia o să-și iau... Nu știu, nici nu știu ce sunt astea. Habar nu am ce-or fi, dar... Se duce el frumos. Ok. Nu alunecă, nu știu de ce lasă balta aia de apă pe jos, dar mă rog. Lapte, lapte și acum o să vină în jos să dea drumul la cadă, pentru că el constant face baie. Uite, ăsta vecin curat face baie non-stop, de 100 de ori pe zi. Cât e lumina afară, el non-stop face baie. Ok, așa e jocul, trebuie să urmeze rutina. Bun, deci el acum dă drumul la cadă, repede vreau ăsta, uite tu aici, să facem farsa asta în timp ce el este acolo. Ca să câștigăm timp în plus. Aaa, ce prost sunt, nu. Am uitat să-i pun farsele de aici. Aoleu, cât de prost sunt. Am uitat să-i pun farsele. Repede, repede, repede. Nu, că nu mai apuc. Nu mai apuc. Of, ce rău îmi pare. Unde-i sticla cu apă? Repede, sticla cu apă, pune aici. Sticla, aici. Nu, sticla, aici. A, el încă citește, ok. A, păi cred că apuc să pun și ăsta. Și fugi. Așa, și va trebui să trecem peste cinematice, că n-avem timp de ele. Trecem direct, că n-avem timp. Așa, și trebuie să pregătim foarte multe lucruri pe aici. Am zis să-i pun să pun-o acolo ca să putem face treabă mai bună aici. Să am timp să-i le pun pe toate, ok. Eu avem... A, da, lipiciu e la carte. Stai, înapoi, așa. Și răbdi, răbdi, răbdi tu aici. Așa, și repede tu sus. Bun. Cred că astea sunt toate, aoleu. Aoleo, aha, hai că măcar la asta ne putem uita. Ia, ia să vă, i-a făcut totul spumă. Practic, deci noi am pus apă de baie în loc de lapte. Aoleo, asta nu-i foarte tare. Bun. Dar acum putem pur și simplu să-i punem astea aici. Lipiciu și bombonelele. De fapt, nici nu știu astea, nu mai știu. Funny little color balls. Deci niște biluțe pe care le punem peste fructe. Sau peste bomboane. Cine a umblat la portretul lui maica mea? S-a enervat. Bine că am observat butonul ăsta, că dacă nu-l observam, n-aveam cum să pregătesc toate farsele de aici. Dar face ăsta zgomot. Bun. Go to the bathroom. Vreau să-l văd pe vecin. Așa. Acum vreau să ne uităm. S-a enervat vecinul. Sunt tare curios ce scor facem, că nivelul ăsta de obicei e greu. Adică e greu să faci scor mare, că e greu să faci combo-uri, dar se pare că în acest nivel ne descurcăm oarecum. Ia, sunt tare curios cum o să arate. Așa, vreau să văd cum o să arate. Face el aici baie în apa infestată cu păr. Ia uite-le la el. Aoleo, ia. Așa cum e negru. Aoleo. Iuleo. Bun. Și mai avem două farse sus. O să se ducă să citească și nu prea o să-i placă. Nu prea o să-i convină cartea pe care o va citi, pentru că e plină de lipici. Cât de nașpa e să se lipească paginile din cartea pe care vrei să o citești. Asta cred că știm cu toții. Ia. Nu vrea să se deschidă și... BOOM! Aoleo. Filmăm aici cu cămăruța. Aici în dreapta cu camera și filmez. Bun, și... Ia, bomboanele. Practic el acum s-ar duce la baie, dar... Nici nu mai contează, că oricum le-am făcut pe toate. A, da, se duce oricum. Mai este vreo farsă pe care noi am făcut-o? Nu cred. Da, nu i-a plăcut. Super. He. 27.000 și am luat și trofeu și cu toate cele 3 vieți, 6 minute. Ok, ok. Bun.
Și avem următorul sezon, care cuprinde și primul nivel din jocul al doilea. E interesant, bine, jocul al doilea oricum era puțin mai avansat decât primul, dar acum, na, avem grafică mai bună, avem toate. Abia aștept să joc sezonul 2. Cred că sezonul 2 e favoritul meu. Văd că nu sunt toate. Ba da, sunt toate nivelele, că avem astea 4. Și după aia astea 4 sunt ultimele din primul joc. Da, hai să le luăm în ordine. Cu statuia cu mama lui. Bun. Deci asta e ziua mamei lui și vecinul vrea să-i facă niște cadouri. Deci îi face o sculptură, îi face niște oale de lut. Bun, fie ce-o fi, și face și niște poze cu fiusul, adică cu el. Țin minte că face aici niște poze. Wow, cât de frumos arată aici. Wow, cât de frumos arată cerul ăsta. Foarte drăguț, și pânza asta arată super drăguț. Foarte drăguț, ia uite câte chestii. Bun, super. Are aici Adita mai pătura. Foarte fain, și papagalul. Cine și-l aduce aminte pe papagal? Super, arată foarte drăguț cerul. Asta e primul nivel în care avem cer. Și mă bucură foarte mult. Hai să vedem dacă mai găsim ceva aici. Itemele, oficial, farțele de aici nu mai merg făcute, că suntem în sezonul 2. Deci deja farțele de aici nu mai există. Ele erau în sezonul 1 specifice. Acum farțe specifice în sezonul 2 sunt astea cu țepi. Punem țepi pe scaune. Hai să luăm de aici ceva. Așa, banana am impresia. Sunt curios dacă luăm ceva ce nu ne trebuie. Oare ne dă? Adică pot să iau o daia să tai? Oare? Nu știu, chiar nu știu, oare pot să iau? Înainte parcă aveam ceva aici. Acum văd că nu pot să iau. Bun, aici știu că pot să fac ceva, dar nu o să fac chiar acum. Pentru că vreau să le și combin puțin, dar hai să vedem. Avem pentru pasăre, avem asta și asta. Pentru asta avem astea 3. Aici stricăm scaunul, iar aici luăm niște de-asta și punem aici. Ok, suntem pregătiți. Hai să pregătim farțele din bucătărie. Avem tot ce ne trebuie. Punem niște țepi pe scaune. Deci, v-am zis, în sezonul 2 sunt foarte populare acești țepi. O să avem țepi peste tot. Este sezonul lui Vlad Țepeș, ca să știți. Așa, trebuie să mergem, dar nu, mergem până aici și după aia tiptil. Tiptil. Că e papagalul și este un nesimțit domnul papagal. Ok, n-o să apucăm, trebuie să ies. Așa, și acum trebuie să mă duc jos. El o să vină aici să se înfrupte din farsele noastre și noi o să mergem sus. Ok, o să facă el mare poză. Adică nu, a făcut deja o poză, se duce la aparatul acesta. Așa. Și când se duce el acolo, eu va trebui să mă duc aici. We'd be in trouble if it wasn't for the fact that everyone takes a nap from the time to time snake by using the right mouse. Ok, deci pot să mă furișez cu dreapta mouse. Și el a alunecat pe banană. Bun, stai liniștit, vecine, că asta e cea mai mică farsă de astăzi. Abia am început. Nu te îngrijora, de-abia am început. Ia, călca pe alea. Asta doare. Hai, du-te. Dar următoarea farsă e destul de faină. Ia. Asta e faină, ia. Opa. Îl lovește. Asta e super tare. Bun. Am tăiat și ața de la pasăre. O să se enerveze. Am luat... Văd că am luat toată sticla, deși sticla este încă acolo. Nu vreau să mă ascund, vreau să-i pun aici multă, multă din asta ca să-l orbească și cam asta este tot. Am pus toate farțele, acum stăm și admirăm. Cel mai fain e când pregătești toate farțele și... poți să te uiți cum... E gata, i-a stricat și sculptura. Și-a picat și alea. Trist. Bun, următoarea... farsă este asta cu portretul. Deci am dat portretul cu ceva care, nu știu, l-a mânjit cu totul și am tăiat șața de la pasăre. Bun. Ia. Opa! Unde-i pasărea? Ce s-a întâmplat cu pasărea? A zburat, uite. I-a plăcut cerul ăsta, uite ce frumos e cerul ăsta. I-am stricat și pictura. Nu numai că i-am dat drumul la pasăre și nu mai are cum să o pictez, i-am stricat și pictura făcută până acum. Acum el ia de la capăt, dar nu mai are pasăre.
Improvizează și el, ce să faci. Bun. Și acum... ripochișori. Și eu termin aici lângă el. 22.000, super. Cam lunguieț episodul, dar hai totuși să mai dăm încă un nivel, că urmează episodul cu A Sunny Morning. Și așa, mie, asta nu are nici foarte multe farțe. Sunt curios cum o să arate. Uite și tonomatul de cafea cât de bine arată. Ia că vine Woody. Clasicul Woody. Ah, da, vecinul se duce să se spele pe dințișori. Și am primit o periuță murdară. Nu face nimica, îl așteptăm să se ducă, pentru că momentan nu avem, n-avem cum să avem timp să ajungem să-i schimbăm periuța, trebuie să-i o schimbăm mult mai târziu. Și oricum nu ne-ar interesa să-i o punem acum, o să-i o punem după ce termină, pentru că el o să bea cafea. Asta este singura chestie pe care el nu o repetă, deci el se spală pe dinți doar dimineața, doar acum. În rest nu se mai spală pe dinți, dar... se va spăla pe dinți dacă îi punem pământ în cafea. Asta țin minte bine. Bun, hai să punem periuța de dinți. Ne trebuie o cheie aici. Nu-mi place asta, dar cheia am impresia că era în această noptieră. Cât de bine arată. Uite și coșul. Arată pur și simplu prea bine. Ok, hai aici să vedem dacă parcă era în frigider miere de albine pentru albinuțe. A, da, și umbrela asta. Ia uite soarele. A, detalii, vedeți? Vedeți, băieți, detalii. Astea fac diferența. Sunt curios ce se întâmplă doar așa de test. Ce se întâmplă dacă eu pun un item greșit de care n-am nevoie? Mi-l dă? A, da, nu pot să-l pun. Aha, deci nu merge pus. Ok, îmi trebuie banana. Mă gândeam că poate... eram curios dacă pot să iau un alt item, un item de care practic eu n-am nevoie. Dar se pare că nu merge pentru că nu pot să fac combo de 3. Ok, e destul de inteligent făcută treaba. Ceea ce mă bucură. Hai să luăm de aici cheia. Nu știu ce sunt astea. Ok, de aici luăm pământ. Nu mai luăm pământul... nu cred că apucăm, ba da. Oricum am 3 vieți, adică nu ne deranjează. Bun, el o să se ducă să stea la... de fapt nu, se duce, mi se pare, doar să lase stropitoarea și după aia coboară să bea cafea. A, nu, se pune la soare, ok. În jocul anterior, mai întâi se punea la soare, după aia și-o da planta. Acum văd că este invers. Dar nu face nimica. Hai repede aici. Dar ne trebuie, nu, vreau să mă duc... dar de fapt nici nu știu dacă contează. Hai să-i pregătim farsele de aici. Deci avem miere aici. Este ceva ce putem să-i punem în stropitoare, dar poate aștepta. Că oricum, asta cred că putem să-i o punem aici. Așa, și acum eu mă duc așa. Super. Îl așteptăm pe el să treacă și să vedem dacă el își ia direct stropitoarea sau stă și acum. Acum i-am stins umbrela, i-am închis umbrela. A alunecat. Alunecă Tieten! Ok. Bun, prima farsă pe ziua de astăzi, ziua o zi însorită, Sunny Days. Bun. Deci, el ia stropitoarea sau se pune jos? Asta e întrebarea mea. Se pune jos? Ah, deci se pune jos de două ori. Am înțeles, nu se pune jos doar o dată. S-a înțepat. Ia! Cea mai tare farsă din joc, cred. Se dă cu miere de albine și BUM! L-au pișcat toate! Aoleo, prea fain. Prea fain. Ok, hai cu tine aici. El o să vină să dea cu apă. Să ude planta, dar eu pot lejer să mă duc aici. Sper că lejer. Hai, Woody, aleargă! Dar nu prea tare, cât după aceea te aude vecinul tropăind. Vă dați seama cum practic voi locuiți singuri. Nu e nimeni pe aici. Dar de fapt e cineva cu voi în casă și voi n-aveți nicio idee. Ia să vedem. Cred că e un sentiment foarte nasol, dar vedem. Vedem exact ce se mai întâmplă. Va trebui să-i punem, deci asta este un weed killer. This pesticide needs to be diluted in water. Deci este un o chestie care omoară plantele, dar este un pesticid care are nevoie să fie diluat în apă.
Da, deci trebuie să-l diluăm în apă, deci de aia trebuie să-l punem neapărat trebuie să-l punem în stropitoare ca idee. Deci el se pune de două ori la soare. Asta e interesant. Da, acum nu mai are miere de albine. Ok, deci atâta timp cât umbrela este închisă, el se dă cu cremă de soare. Interesant. Bun, acum el se duce la cafea. După când el intră în camera aia, eu o să mă duc sus. Așa, hai. Timingul, acum. Bun, Woody se duce, n-are niciun stres. Și vecinul și-a făcut o cafea, deși tonomatul lui e plin de pământ, dar el nu observă. Asta nu-i foarte fain. Vă zic eu că nu e tare. Nu prea beau cafea de fel, mai deloc, dar sunt convins că nu e fain să bei cafea cu pământ. Îmi dau și eu seama de acest lucru. Hopa! Vezi că ți-am murdărit periuța de dinți. Aoleo. Aoleo. Iar și-a rupt spatele săracu. Bun, și ultima farsă este pregătită. Acum doar trebuie să-l aștept pe vecin să meargă să ia stropitoarea. Hai că se apropie. Nu știu exact ce scor o să facem, pentru că na, avem și mult timp. N-am făcut foarte multe combo-uri, dar vedem exact. Și iau s-au ofilit toate florile. Există în viața reală așa ceva? Adică chiar face florile să se ofilească instant, pe loc? Nu știu dacă există chiar ceva atât de... De fapt s-ar putea să existe dacă stau să mă gândesc, dar nu știu ce să zic. E, 17.000, e ok. Super. Continue. Nu o să mai jucăm în episodul acesta, dar vă mulțumesc mult pentru vizionare și o să jucăm probabil în episodul următor. Dacă va mai fi un episod viitor, voi mi-ați zis că ați vrea să termin jocul. Nu știu dacă îl voi termina. Depinde de susținerea voastră, dar da, da, vom juca în continuare. Și na, noi o să ne vedem la viitoare cu un nou episod din Neighbors Back From Hell. Și cred că în episodul următor, da, nu, că mă gândeam că poate ajungem la vapor, dar nu cred că ajungem, că nivelele astea sunt destul de lungi. Au, uite, câte 10 farse, sunt niște nivele foarte lungi. Deci nu cred că apucăm să jucăm mai mult de 3-4. Oricum, pe data viitoare, numai bine. Pa, pa.